Alexandra, e târziu, mi-e somn, ce o să zică zob? Se face atât de repede și ușor și avem tot ce ne trebuie. Uite, ceapă, smântână, făină, unt, foi de dafin, coniac, cimbru, ce tare. Nu! Sare, piper, apă. Rețeta începe cum începe orice rețetă românească. Se ia o ceapă. Știi ce merge perfect cu ceapa? Ce? Ventilatorul. Poftim. Păi, nu vreau să plâng și să-mi curgă machiajul. Da. Substanța care te face să plângi se numește alinază, un nume foarte nazal. Și care îți alină căile nazale. Exact. Și se ridică în aer de cum ai început să o tai. Ca să diminuezi efectul ei, mulți recomandă fie să congelezi ceapa înainte, fie să decupezi cotorul, zona cu cea mai mare concentrație de molecule iritante. Fie chiar să tai ceapa sub un jet de apă. Eu unul prefer să deviez gazul lacrimogen ca să nu ajungă la ochi. Începem cu untul, bine? Îl lăsăm să se topească. Da. Când simțim că e pregătit, punem ceapa la călit, pregătim 3 crenguțe de cimbrișor și un dafin. Hai să scăpăm de coniacul ăla ca să nu te mai gândești la el. Urmează la farină. Amestecăm. Adăugăm și smântână. Pare că deja se transformă într-o budincă, ce facem? Punem apă. Și acum o lăsăm să fiarbă la foc mediu, cam 20 de minute și putem pregăti pâinea între timp. Fii atent. Punem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade până se topește cașcavalul. Ok. Și